lângă malul respectiv, băieții sunt acolo. Aceeași muscă, o lanță de clasa 5, de data asta un head mai lung, ca să pescuiesc mai ușor la distanțe considerabile. Haide să vedem. Este la primul lanț. Și fii atent la fiecare drill. Mai vine încă unul după el. Da? E clar, asta înseamnă că se răcește apa. Ăsta e mai mititel față de ceilalți. Dar totuși e un clan serios. Uitați gândacul. Am și liberat. Hai să vedem. Mai între pomul. Am ratat. Francesco, îi arunc musca mai sus un pic, ca să vină. Este. Oho, 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 oho. Asta e mai mare. E mai mare. Față de ceilalți. Prietenul meu, tovarășul meu de pescuit de astăzi, se cam încăpățânează, nu vrea gând acum. Dar îl lăsăm să vedem cum, cât mai rezistă. Că deja asta e al 5-lea, al 6-lea. Ia uite ce este. O, mă, o. Fii atent și cum i-am făcut lanseta de 5. Deci asta are, 900 de grame lejer. Da? Gândacul la fel. Corespunzător. Da? Foarte frumos a dat. Să-l mai întrebăm o dată pe Bogdan dacă vrea gândacul. Continuare. Păi da, dar nu l-ai pe ăla. Eu știu că ai gândaci. Eu știu că ai gândaci. Dar nu l-ai pe ăsta. Trebuie să înțelegi că asta e muncit, testat. Hai să vedem, mai prindem. Bine, Bogdan, în sfârșit. A înțepat Bogdan 1 și l-a scăpat. Ia să vedem. Bineînțeles, din prima. Sper să se vadă. Să știi că și zgomotul e problema. Cred că dacă aș pescui cu gândaci mai mici, nu știu dacă ar lua la fel. Frumos, da? Ce l-aș gândac? Este, mă. Nu mai la vale. Ia pe mare atunci. Ia să vedem. Și uite-te și tu cum trage, cât de puternic trage. Ia să vedem cum a luat-o ăsta. Să vedem cât mai rezistă Bogdan. Fără să ia gândacul. Fără să ceară un gândac mai bine. Ia uite și tot. Nu e vorba de gândac, nu e vorba de... Bine, mai vedem. Mai vedem. Că s-a dus la locul lui. Bă, îți dai seama că mai cunosc eu cu decât locul. O să lansez mai în amonte. Băi, nu se poate, deci nu se poate. Nu se poate așa ceva. Dumne, o fi bun gândac cu ăsta, voi ce părere aveți?
Să vedem cât mai rezistă prietenul meu fără să ceară gâna. Deci, Bogdane, fii atent în momentul ăsta. Îmi pare că n-am cum să vă arăt, prieten. Dar cel puțin 10 cleni să ține după clenul ăsta care îl scot acum. Cel puțin 10 cleni. Ca să ia năluca din gură. Vă dați seama? Oho, ăsta a luat-o mai adânc. Cred că trebuie să apelez la forceps. Ia să vedem, unde e gândacul? Ia să vedem dacă reușim cu degetul. Încerc să-l împing înapoi. Gata? Frumos, da? Prea în adevărat. Du-te, mă. Problema e alta. Unde sunt tăia mai mari? Un lider de 2,70, cred că este 3X, dacă nu mă înșel, și tipet de 0,16. Dacă aș pune mai subțire, ar întoarce musca mai greu și în același timp, dacă îmi vine ceva mai serios, ar putea să-mi rup. Hai să vedem, mai e cineva acolo? O să poate și l-am ratat. Deci, Bogdan, eu nu dau în același loc. Încă o dată, eu nu dau în același loc. Dacă dau în același loc, îi speri. Tot timpul dau ba mai în stânga, ba mai în dreapta. O să dai și tu în locul meu, că nu mă deranjează. Ia să vede. Uite, s-a dus. Mama, ce fel. A dat-o la o parte de data asta. Ia să vedem. Opa, vezi că mușcărește înspre tine, în zona ta. Ia uite. Deci, al următorul ratat. Da? Recunosc, m-am cam grăbit. Cred că ar trebui să las peștele să se scufunde cu musca jos un pic și după aceea să-l încep. Adică să întârzi înțeparea un pic. Aolea, din înțepătură, uite că am încurcat firul. Ia să vedem. Mai sus. Este, oho, ăsta a venit mai brutal. Brutal. Și am în față o buturugă mare, sper să iasă de acolo. Și ce credeți, Bogdan rezistă în continuare? Deci nu vrea gândacul, sub nicio formă. Vai de cap, mă, ce clean. Auzi. Piesă, piesă. Vino înapoi, vino înapoi să-ți dau drum. Mamă, ce puternici. Ce puternici. Ia să vedem. Deliberăm. Ca să ne mai întâlnim. Undeva lângă noi sunt niște dragi pescari cu alău. Dacă vede ce se întâmplă, e nasul. Gata. Prima oară când am lansat și nu mi-a dat. Prima oară. Oh. Băi, m-am ratat o dată. Deci nu rezistă pentru a doua oară. Așa, vedeți? Arăm mai la vale un pic. Și, bineînțeles, drill! Drill! Drill, tati! Asta vine singur de data asta. Și Bogdan rezistă, prieten.
Bine, el în continuare susține că nu-i vorba de gândac. Hai să vedem, să le liberăm și pe asta. O să pescuiesc mai la vale, un pic, de data asta. Fără gălăgie. Deci am lansat fără gălăgie, da? Bine, Bogdan, bine, Bogdan. Bogdan, e? Ăsta-i Măricel. Ia. Și pe Bogdan, unde ești Bogdan? Ha? Bogdan, unde ești, mă, că nu te văd? Ha? Piesă. Și tu dai cu clasa 4. Are 500. Te jur, de când ai mai prins creni ăștia? De când ai mai prins creni de ăștia? Are chinul ca popă. Are peste 35 de centimetri. Da? Și imaginează-ți că am luat vreo 10 până acum. Salut, prieteni! Astăzi am făcut o partidă la clan, cam scurtă, într-adevăr, cu bunul meu prieten Bogdan. Da. Și cum v-am obișnuit, după fiecare partidă, o mică impresie despre ce s-a întâmplat astăzi. Ia zi, Bogdan, cum ți s-a părut partida de astăzi? Partide cu 10 de cleni, frumos. Da? Clen minunați, un kill bucata, peste kill. La uscată, toți, foarte frumos. Condiții ideale, se lasă puțin și frigul, foarte frumos. Cred că și asta a fost un factor principal, da, care a făcut clenii să mănânce în halul ăsta, ce să mai am fost o partidă lansete de clasă 5 cu 4, te descurci greu. Deci deja te-ai gândit ce să cumperi. A, nu, avem eu un cap de mult, dar na. Zi-mi așa, ca cum ți s-au părut clenii? Ți s-au părut pretențios și ți s-au părut că mâncau într-un fel anume? Cum ai văzut? Nu, singura chestie e zona, trebuie să-i depistezi zona unde sunt cantonați. Au fost cantonați toți într-un singur loc. Dacă nu te dai pe locul ăla, puteai să dai mult și bine. Cam o meală, da. Gândacul e gândac. Gândacul de toate felurile. E mai bun dacă se vede cu alb, dacă nu, merge și fără. Da, hai. Da. Am înghețat, am intrat apă în oader și cam oader și-i scurs după, cum se vede. Se mai întâmplă. Asta înseamnă aventură la pescuit. Ne vedem la următoarea partidă, dar abia aștept. Salut, prieteni, și foarte important, nu uitați, catch and release e soluția.